Soră din Picioare, că nu se cuvine să vorbesc despre cruce, este... mulțumesc că m-ați invitat, e o cinste. Toți, foarte mulți dintre cei care vin la cruci spun că e o cinste să vină, că se intimidează, eu cu atât mai mult la București. Mulțumesc celor care au venit. Vă spun încă de acum că probabil, cum știți, o să fie undeva în jur de o oră, sper să reușesc să vorbim despre ceea ce trebuie să încercăm să lămurim în legat de cruce și pe aceea întrebările, după care eu o să trebuiască să plec pentru că avionul nu va de întârzia după mine. M-am bucurat de tema aceasta pe care mi-au ales-o tinerii din Asociația Studenților Creștini Ortodoxi și București. Eu n-am avut decât să înlocuiesc cărarea era înainte potecă. Ei au zis, crucea potecă spre mântuire. Și eu am zis, să zicem totuși, cărarea. Că parcă poteca, zic eu acum, parcă poteca e așa, se poate pierde sau e prea întrepăcheată, dar cărarea sună mai bine. De fapt, nu o să fie ceva, să nu vă închipuiți, să nu așteptați cine știe ce discurs teologic și nici nu cred că asta vă interesează acum. Și eu o să vă răspund, sau încerc să vă răspund, la întrebările pe care eu însumi le-am avut, la care eu însumi am stat pe gânduri mult timp și pe care încetul cu încetul și pot să spun că cred că după 10, 12, 15 ani de preoție, chiar astăzi sunt 19 ani de preoție, s-a întâmplat să fie chiar astăzi, după 15 ani de preoție am început să-mi dau răspunsuri. De ce zic de preoție? De călătorie împreună cu cei pe care trebuie să îi ajut. Și care mă ajută și pe mine în formare. Ei ajut și, pe această cărare, mă ajută și ei pe mine. Într-o călătorie împreună, în vreo 15 ani de strădanie, la o măsură minimală, am început să-mi dau răspuns la această întrebare. Care este crucea? De fapt, cred că și voi aveți această întrebare. Care este, de fapt, crucea pe care noi trebuie să o purtăm? Cred că foarte mult timp ne dădeam un răspuns foarte scurt și rapid. Crucea, știți ce vă vine în minte când vă gândiți? Care este crucea pe care trebuie să o purtați? Că zice Mântuitor, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, Sfântul care zice, fiecare zi, ceilalți apostoli nu zic, dar el zice, să-și ia crucea sa în fiecare zi și să-mi urmeze mine. Sunt convins că dacă vă întreb sau dacă vă întrebați, ați fi răspuns sau răspundeți cum am răspuns și eu mulți ani și răspund și acum, într-o anumită măsură, foarte mică. Păi care este crucea? Și o să ne vină în minte, crucea sunt necazurile vieții. Știți că noi, în general, zicem că necazurile vieții sunt crucea. Crucea sunt daturile peste care noi nu putem trece, adică ne naștem într-un neam, într-o țară, într-o generație, într-o familie. Ne naștem cu anumite moșteniri genetice, cu anumite daturi de la Dumnezeu. Asta e crucea, sau cu anumite lipsuri pe care le avem din naștere. Și asta e crucea pe care trebuie să o duci. Foarte mulți ani ne-am dat răspuns acesta. Cu cât a trecut anii, ne-am dat seama că nu ăsta era răspunsul. Sau răspunsul era doar 5%, 10% rămâne valabil. Pentru că însăși cuvintele Mântuitorului și toate Evanghelia ne vorbesc despre alte cruce. Nu că acestea de care v-am zis n-ar putea fi participant într-o anumită măsură, auxiliar, a zice, la cruce. Dar nu acestea sunt în primul rând. Și aș începe să spunem mai mult, să începem cu ce nu este crucea, din ceea ce credem noi că este, ca să ajungem la ce este crucea. Așa, apofatic. Adică mai ușor spunem ce nu este Dumnezeu și ce nu este credința adevărată decât ce este. Nu? Dar așa încep cu conceptul, spunând ceea ce nu este, găsim ceea ce este. Primul lucru, în primul rând, mulți creștini au crezut, încă din primele veacuri, că aduce crucea, precum a dus Hristos, sau a urmat lui Hristos pe acest drum al crucii,
poate însemna, acum noi nu mai avem acest gând, dar să știți că acest gând care vi-l spun acum a fost bine împlântat în mintea multor creștini timp de veacuri. Acela că a aduce crucea pe cum a dus Hristos ar trebui să fie, până la urmă, o ducere a crucii la propriu. Și să știți că primii creștini își doreau foarte mult să moară și ei cum a murit Hristos. Acest dor nu s-a sfârșit cu primele veacuri. Acest dor și un fel de ideal, să mori ca Hristos. De fapt, la început de tot se și credea în Biserica Primară, într-o anumită măsură, nu? Că, de fapt, asta e calea creștinilor, să urmeze pe Hristos până la capăt și că martirul va fi, fără discuție, o formă de mărturisire a tuturor, până la urmă. În timp s-a dovedit că n-a fost așa, au fost foarte multe perioade de libertate și Marea Prigoană, noi zicem de 300 de ani Imperiul Roman, de fapt, n-au fost 300 de ani, au fost multe perioade de îngăduință. Cel puțin de îngăduință, dacă nu chiar unele de bunăvoință din partea anumitor împărați romani. Au fost și perioade foarte grele, în care, într-adevăr, mulți au murit ca martiri, mulți au mărturisit în închisori, mulți au mărturisit fiind deportați, sau multora li s-au luat averile și gradele și rangurile pe care le aveau, dar foarte cei mai mulți dintre aceștia, chiar dacă au murit, n-au murit crucificați. Au suferit din alte chipuri. Încetul cu încet, această idee că ar trebui să purtăm și noi crucea precum a purtat-o Hristos, a cam dispărut. Dar să știți că până și înțelesul ăsta a fost foarte cunoscut în vechime și dorit. De fapt, aproape că nu există om duhovnicesc să nu-și dorească să aibă ceva și el din moartea Mântuitorului. Gândiți-vă la Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, care atunci când au intrat gărzile să-l străpungă cu surițele, el a ridicat mâna dreaptă ca surițele să-i străpungă prin coaste, din dreapta spre stânga, exact cum a murit Mântuitorul, cum a fost înțepat Mântuitorul pe crucea cu surița. Și pentru el asta a fost o bucurie, pentru că s-a asemănat cu Hristos. Să ne gândim la Sfântul Caligula Cernica, care toată viața s-a rugat să moară într-o zi de vineri, ca să se asemene și el cu Hristos într-un fel. Și Dumnezeu era marele dar să moară într-o zi de vineri a mare. Nu știu dacă știați asta, era mărit într-o zi de vineri a mare. Și mi se pare un mare dar, e un mare dar și-a dorit acest dar și l-a primit. Dar până la urmă și aș putea da nenumărate exemple, având în frunte pe Sfântul Petru, care chiar s-a bucurat că a murit și el răstignit, dar s-a socotit nevrednic, adică până acolo se mergea, mai ales Sfântul Petru care se repădase, să zică că eu nu sunt vrednic să mor ca Hristos răstignit, răstigniți-mă cu capul în jos. Și bineînțeles că soldații români au murit. Nu știu dacă știți, era un obicei la romani, când în războiul iudeilor cu romanii, romanilor cu iudei, în anii 70, atât de mulți au fost răstigniți că erau deja, se spuneau, bancuri la Roma, că nu mai este niciun copac în Israel de care să nu fie răstignit în iudeu. Și în Bajocură și în chip barbar, romanii răstigneau și de ziți și de mai mulți de un copac și în diferite poziții. Deci nu era răstignirea, cum o vedem noi acum, și cum o știm la Mântuitorul, pentru că era, nu mai era lemn, nu mai era condiții, numai cum, i-au răstignit și cu capul jos și în toate formele, dacă puteți să închipui, așa încât să nu credeți că Sfântul Apostol Petru a fost refuzat. Era o plăcere pentru ei să-i vadă în diferite moduri, țintuiți și murind în tipul ăsta. Asta a fost primul gând. Mulți au crezut că aduce crucea înseamnă să se duce cum așa a dus-o Hristos. Ei, nu. S-a dovedit în timp că nu asta este ceea ce a vrut să zică Mântuitorul atunci. Deși nu se exclude dacă se întâmplă, nu cred că se mai poate întâmpla acum, deși Cinchis Aimatov, un mare scriitor din Kirghistan, încearcă într-un roman, vă îndemn să-l citiți deosebit. El i s-a făcut al doilea Dostoevski al Uniunii Sovietice, care era în Uniunea Sovietică atunci, scrie Eșafod, o carte, Cinchis Aimatov. Eșafod, care un tânăr care la început se droga, a ajuns să fie, să nu s-a mai drogat și a încercat să-i comindă și pe ceilalți tineri care umblau
haihui pe câmpiile Kazahstanului, după cânepa indiană care creștea acolo sălbatică, a încercat să-i convingă să nu se mai drogheze și l-au răstignit pe un copac acolo și au bătut joc de el. Deci s-a mai întâmplat, se întâmplă, până la sfârșitul istoriei, probabil se va mai întâmpla. Acum tot spunea că ar fi fost un caz real. Al doilea gând despre a purta crucea și care poate fi real, dar nu este despre cel care a vorbit în principal cu Domnul nostru Iisus Hristos, este faptul că crucea a fost pusă în spate până la urmă Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos de autorități. De autoritățile politice, de romani, de autoritățile religioase, care erau atunci Sinedriu, arhierei, mai mari preoților, farisei, cărturari. Ori lucrul acesta a adus în... și n-a fost și nu e de trecut cu vederea cu ușurință și cu nepăsare acest fenomen, care în ultimul timp am văzut că câștigă tot mai mulți atenție. S-a mers pe... A fost această idee că tot ce înseamnă autoritate, tot ce înseamnă instituție, care trebuie să se organizeze într-un fel sau într-altul, că e administrativă, că e politică, că e chiar religioasă, este un dușman al lui Dumnezeu și un dușman al creștinilor. Ceea ce Mântuitorul nu a spus și nici nu ne-a transmis după aceea într-un chip sau într-altul. Din potrivă, am putea zice Sfântul Apostol Pavel, ne spune că să ne supunem stăpânirilor, chiar dacă erau stăpâniri păgâne. Pentru că toate sunt înlăbite de Dumnezeu, asta l-a costat mult pe Sfântul Apostol Pavel și acum are dușmani mari din cauza asta. Acești creștini, așa zici, zice totuși creștini, care cred că a urma lui Hristos și a aduce crucea pe cum și-a adus-o lui Hristos, înseamnă să fie un opozant veșnic împotriva tot ce înseamnă autoritate și îi cunoașteți pe acești oameni. Cred că nu trebuie să deschideți puțin anumite grupuri care se formează în lumea virtuală și o să-i vedeți pe acești oameni care se opun la orice, la oricine și la orice care este pus vremelnic și dacă unul dintre ei ar fi pus vremelnic sau pentru mai mult timp, oricum vremelnic, într-o funcție undeva și acela le-ar deveni instantaneu dușman. Pentru că tot ce este organizat, tot ce este instituție, tot ceea ce este rânduit, este dușmanul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a fost răstignit, dacă Dumnezeu a fost ucis de niște instituții politice, administrative, religioase, înseamnă că tot ce înseamnă instituție, tot ce înseamnă organizare, tot ce înseamnă administrație, tot ce înseamnă politică, tot ce înseamnă stat, tot ce înseamnă biserică, până la urmă, organizată, e dușmanul lui Dumnezeu. Această idee a fost, într-o mică măsură, poate și în perioada primelor veacuri, chiar unii merg până a zis, a spune că monahismul a fost o asemenea reacție la această împăcare între stat și biserică, la această reașezare a relațiilor bune, până la urmă, care până atunci fuseseră foarte grele între stat și biserică, și devenirea bisericii, și ieșirea bisericii subterane și așezarea ei la suprafață, pentru unii dintre acești creștini a fost de neadmis și s-au retras în grupuri și o parte din monahismul care s-a format a fost format din acești oameni care s-au retras și au fugit de lume și au socotit că și biserica s-a vândut și biserica s-a dat cu lumea. Acești oameni, cum am spus, în ultimele zeci, poate sute de ani au început să fie tot mai mulți și cred că o să-i vedeți tot mai mult în următorii zeci de ani și totdeauna vor avea mare trecere. Știți, cred despre acești oameni care totdeauna văd dușmani și care văd comploturi mondiale tot timpul. Nu zic că nu ar fi, dar se luptă la nesfârșit cu ieșirea, scoaterea în evidență și comploturi mondiale, cu lupta împotriva lor, au un fel de scenarită cronică, știți acești oameni. Mă avem și noi românii multe alte credințe, dar ei au credința asta. Și aceștia sunt tot mai mulți și cred că sunt niște ratați din perspectiva trăirii creștine autentice. De fapt, cu cât tu ratezi lucrarea ta interioară, ai nevoie de un război exterior. Exact cum părinții îmi vreau să zică că toate pornirile, tot ce am găduit Dumnezeu, până și partea impulsivă din noi, este îngăduită de Dumnezeu. Și ea nu era în sine.
irascibilitatea, nu era în sine. Depinde cum e folosită. Dacă e folosită în interior, în lupta interioară, în stăpânirea interioară, în lupta cu tine, cu gândurile și în a lăsa să iasă, să treacă dincolo, în afară, numai cele bune, atunci nu mai are ce să iasă în afară. Dacă ea nu este folosită în interior, în afară, este, de fapt, este un barometru foarte bun ca să știi câtă luptă și câtă strădanie are omul acela interior. Cu cât în exterior este mai virulent, mai compulsiv, mai taie, mai în carne vie, bine, acum poate fi și o moștenire, și un fel de a fi, nu vreau să ia cu speranță. Dar cu cât acest lucru se vede mai puternic în exterior, cu atâta înseamnă că lupta interioară este la pământ. Acești oameni mi se par că au pierdut sau n-au vrut sau sunt leneși în lupta lor interioară, să ratați în această luptă interioară cu patimile lor, cu problemele lor, cu ceea ce trebuie să dobândească, cu ceea ce trebuie să dovedească, cum zicea bunica, l-ai dovedit, l-ai biruit, cu ceea ce trebuie să biruiască în interior, cu ceea ce trebuie să lupte în interior și atunci aș găsi dușmani exterior. Noi toți știți că de mici ne imaginam, cred că și voi ați spus la fel, când se supărau părinți sau ne supăram noi pe părinți sau pe cineva, dintre apropiați ne gândeam noi ce-ar fi dacă aș muri și cât ar plânge ei. Și ce chin ar fi și atunci ar vedea ei cât m-au chinit și ce. E, ceva de genul ăsta este și în mintea acestor oameni, în sensul că în lupta lor constantă, zi de zi, cu patimile, cu păcatul, cu în lupta de împlinire a Poruncii lui Hristos ne ratăm, se ratează, se lenevesc să o facă și atunci visează un moment excepțional, o luptă de sfârșit cu Antichristul, o mărturisire de sfârșit extraordinară, luptă cu fiara, exact cum în filmele americane, în general, se merge pe această idee. Oameni simpli, oameni plictisiți de viață, oameni care nu fac mare lucru în comunitate, dar care, pe moment, dintr-o întâmplare excepțional, ceva deosebit, apar ca niște mântuitori ai lumii. Ei sunt puși pe navete, ei salvează lumea, ei opresc bomba sau asteroidul care vine sub Pământ, ei, ceva de genul ăsta, cam așa sunt și visele acestor oameni, care nu au lupta interioară, nu au strădania de a urca pe treptele pe care Dumnezeu mi le-a pus pe deviați și pe rugați, și atunci li se visează în acest, fac comploturi mondiale, scenarite, și se visează forțe active, vii în această luptă împotriva răului, de care Dumnezeu nu are nevoie. Feriți-vă de rău și faceți bine. Dumnezeu nu are nevoie de lupta ta împotriva răului. Nu asta a venit Dumnezeu să ne învețe cum să luptăm cu răul. De nenumărate ori s-a întâlnit Dumnezeu cu demonii, dar n-a vorbit cu ei. Nici măcar nu i-a ascultat, nu-i băga în seamă. De câteodată cu unul a vorbit și l-a întrebat cum te numești și celălalt restul, ca și Pavel, dacă vă aduceți aminte, când pitonisa aceea a strigat după el 3 zile, continuă, o pitonisă, o demonizată, o femeie posedată, stăpânită de puterea Întunericului și care, prin puterea diavolului, prorocea. Și aceea fugea după ei și zicea tot timpul, aceștia sunt aleiși lui Dumnezeu, au venit la noi să ne propodească despre Dumnezeu cel viu. Și Pavel nu îi zicea nimic. Nimic, înțelegeți? Asta a fost învățătura de credință pe care Mântuitorul însuși ne-a dat-o. Să nu ne raportăm la rău. Să nu ne facem vorbă cu diavolul. Asta și la nivelul interior al minții. Dacă puteți să vă puneți în mintea voastră ideea asta, n-aveți ce vorbi cu gândurile rele. Până să află că au zis părinții asta, m-au chinuit ani de zile. Nu știam, veneau gânduri de cură, gânduri de răutate. Și eram convins că am parte la ele. I-au jucat așa de bine încât foarte mult dintre acele gânduri rele și de culă aveau ceva din amintirile mele, aveau ceva din gândurile mele trecute, încât păreau ale mele. Și eram distrus, nu mai era nicio cale de ieșire, până să aflu că toți părinții spuneau că dintre toate păcatele este un singur păcat pe care nu te bați. Nu este împotrivă și se biruiește prin nepăsare. Nepăsare. De aceeași idee, în primul rând să știi că era diavol și pe aceea nepăsare. Ca și cum ți-a spune cineva, exact cum s-a păstrat ideea aceasta în bazmele românești, care tot, cumva, din învățăturile părinților și a bisericii, își trag seva. În care se spune că a fost frumos, trece și strigă, nu știu cine din dreapta, din stânga, dar el să nu se întoarcă, să nu se uită înapoi. Să meargă tot înainte și bava guanța, va striga din spate și el să nu se întoarcă, să nu se întoarcă.
Așa trebuie să ne facem și noi, de fapt. Asta e învățătura. Tu nu trebuie să te întorci. Dacă ai început să stai de vorbă cu Gândul, ești terminat. În momentul când ai crezut tu că poți tu să dovedești pe demon, că poți tu să... Sper că nu... Că poți tu să îi stai împotrivă, cum zicea Părintele Sinevoca, mă, ia-ți bătrân și vicleni, mă! Adică au vicleșut de mii și mii și mii de ani, înainte de a fi lumea văzută, când a fost făcută lumea nevăzută, e o viclenie, că dacă un om de 100 de ani și viclean și înțelept și lucid ca un brucan, așa, și nu-i poți sta în față cu de viclenie și răutate poți să ai din el, dar ia gândiți-vă la un heruvim de mii și mii și mii și mii de ani de răutate pusă una peste alta, pusă una peste alta, de vicleșul adăugat și adăugat și adăugat, de trăire de vâsc care suge altcineva de mii de ani. Mai puțin. Deci greșeala totală să te întorci înapoi să răspunzi cu rău, să te apuci tu să dialoghezi cu rău. Același adevăr este și în lupta, așa zisea noastră, luptă cu răul exterior. Încât noi creștini ar trebui să ne facem formații, cine știe, să ne organizăm paramilitar, să găsim soluții, să ne aliem cu Dumnezeu, că Dumnezeu are nevoie de noi și ne sunt nenumărate, știți, că au cărți foarte multe și după aceea ecranizări, filme în care există această idee că Dumnezeu e neputincios, e un război total între rău și bine, e un Dumnezeu bun și Dumnezeu rău, și Dumnezeu cel bun are nevoie de ajutorul omului și omul face ce face și se aliază cu Dumnezeu și reușește să... greu. Nu are nevoie Dumnezeu de... Nu vă închipuiți despre asta, nu-i vorba despre asta. Nu are nevoie Dumnezeu de noi ca să privească rău. Deloc. Și nu are nevoie de tine ca forță paramilitară sau să te ascunzi în pământ sau să faci tot felul de forme de luptă cu răul care va veni ca să diluiești răul mondial care va veni peste tine, că Dumnezeu nu poate altfel. Dacă vrea Dumnezeu, în noaptea aceasta mor toți aceia care plănuiesc nu știu ce lucruri care vor veni peste lume. Aceasta e a doua formă de a purta crucea înțeleasă greșit. La care m-am gândit eu. A treia la care m-am gândit a fost crucea în sine este o suferință, este o durere. Vă închipuiți Dumnezeu? Poate v-ați gândit la atât. De ce nu s-au mirat apostolii cum Mântuitorul le-a spus despre cruce? Să-și ia crucea sa. Noi așa acum privim cu multă ușurință și zicem, da, crucea sa pentru că Hristos s-a lăsit mici și el s-a lăsit de cruce. Dar ei nu știau atunci de crucea, bă, n-aveau. Adică știau de crucea ca de un obiect de tortură al romanilor, cel mai grav, cel mai urât, cel mai murdar, cel mai baciocoritor la adresa omului la care erau condamnați cei mai mari tâlhari, cei mai mari grozavi, revoltați. Gladiatorii au fost uciși și așa. După ce a făcut revolta lui Spartacus, mii și mii de gladiatori au fost răstigniți pe cruce, erau un semn de bajocor, de a-l pogorâ pe om. De ce? Pentru că acești oameni nu erau foarte sus. Acum noi ne imaginăm crucea foarte sus. Ei nu erau foarte sus, erau la nivelul aproape de oamenii care veneau. Și asta să vă închipuiți, să vă aduceți aminte când, când vor veni patrii în Mântuitorului. Iar a lăsat special la o înălțime destul de mică față de omul care venea să-i se uite ochi. Poate picioarele cel mult la un metru erau de la pământ, pironite ale celui răstignit. Și acesta care venea și aceștia care au trecut pe drum și strigau ce au trecut pe drum. Au venit să-i strige în față, dacă că ești Fiul Dumnezeu, dă-te jos, de pe cruce. Aceștia care veneau să-și manifeste oprobiu și greața față de el. Aceștia care acum îl bajocoreau, puteau să-i strige în față, puteau să-l scute, puteau să-l lovească dacă vreau. Dar aceștia oameni răstigniți erau dezbrăcați complet. Noi l-am îmbrăcat în titlul dintr-un fel de mințenie, cu cenicie. Dar el a fost dezbrăcat complet. Și asta în fața tuturor acelor oameni care veneau și strigau, dacă tu ești Fiul Dumnezeu și celorlalte, multe. Era o rușine mare. Era cum acum se adună oamenii la un accident. Sau se adună la o gală de luptă, de boxe. La Roma, că și atunci simțeam nevoie de sânge. Și atunci tot Imperiul vreau circ și pâine. Pâine și circ. Asta era plăcerea poporului. Asta era și în Ierusalim, vă închipuiți.
ieșau să vadă pe cei răstigniți ca un fel de răcorire. Cum zicea cineva, merg dumne la meci, ulul rămesc și mă răcoresc. Ieșau și aceștia să se răcorească, să nu-și bată copiii, să nu-și băgească soțiile, se duceau acolo și urlau și strigau și găseau un inamic public în fac în ceilalți, pe care ei nu știau bine, dar trebuie să fie ceva oameni răi ca să-i pun acolo și nu se răstignească. Și crucea era o rușine mare. Nu, noi nu ne imaginăm acum ce efect a avut acest cuvânt în fața apostolilor, să-și ia crucea sa. Dar cei chema, acești oameni au pus să treacă prin tot orașul, cu crucea în spate, cuituiți, li se aruncau, se arunca în ei, se vorbeau cuvinte grele și după aceea să fie răstigniți pe un loc mai înalt, unde să treacă tot să te vadă și să te ore și ore, unii zile, zile, numere, ușor, zile. De aceea Pilat s-a mirat când Hristos a murit în câteva ore. Pentru că ei de obicei stăteau zile așa. Și a treia, cum ziceam, este să vezi din cruce, adică să o înțelegi ca și suferință, da, este suferință, să o înțelegi ca și rușine, da, este rușine, dar m-a șochit la suferință. Și de aici să ai imaginea aceasta că Dumnezeu, de fapt, ne cheamă și a luat pe Hristos, înseamnă, de fapt, să alegi întotdeauna suferință, să cauți suferința, să cauți tristețea, să cauți vinovăția, să cauți un plâns fără nădejde, să crezi că, de fapt, lui Dumnezeu îi place să suferi, Dumnezeu îi place să fii trist, Dumnezeu îi place și știți că suntem mulți dintre noi care credem asta. Nu știu dacă v-ați analizat. Dar noi chiar credem că Dumnezeu îi place să fii foarte trist. Și dacă te vede foarte, foarte, foarte trist, ar putea să rezolve. Dacă pleci mult, 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 s-ar putea să se biluie și milostivirea asta să te ai plâns mult, mult, mult. Adică avem această idee că Dumnezeu este de neîndurat sau că are o plăcere sadică de a ne vedea triști, distruși, dezvăluiți. Dar nu știu dacă vă ați văzut sau dacă ați citit atenție Evanghelia, că este o contradicție completă cu ceea ce trăise Mântuitorul până atunci, ceea ce propovăduise. Nu știu dacă complete, dar mare parte. Adică e vorba de niște oameni cu care Mântuitorul a stat la masă, apostolii au stat la masă de nenumărate ori, au vorbit. Niciodată nu i-a certat că au mâncat mai mult, niciodată nu i-a certat că au dormit mai mult, niciodată nu i-a certat că erau îmbrăcați într-un fel sau într-altul. Niciodată nu le-a zis capul jos, stați așa și smeriți-vă tot timpul. Sau să se întoarcă din când în când să-i zică Matei, Matei, la vama, ai vândut acolo, ești mecherit. Leacă-ți capul și să merge așa tot timpul. Și te zici, păcătos, păcătos, păcătos. Nu a zis niciodată un titlu despre așa ceva. Deci, a face egal între crucea pe care trebuie să o purtăm și suferința, adică dacă trebuie să purtăm crucea, înseamnă că trebuie să fii într-o continuă suferință, dacă nu ești să-ți o găsești. Și să-ți găsești o suferință de undeva, o tristețe, o mâhnire neîncetată, o durere a inimii neîncetată, dar o durere exterioară, nu o durere bună. Da, se poate că o durere neîncetată, dar e altfel de durere. E durerea iubirii, e durerea îndrăgostitului, e durerea căutării și iubit, este altfel de durere. Nu este o durere... Da, este și o durere a vinovăției, dar este o durere a vinovăției, pentru că avea fiul risipitor care era vinovat, se simțea vinovat, dar deja se știa pe tatăl. Venea spre el, îl îmbrățișa, cădea în brațele lui. Nu era o vinovăție fără orizont, fără ieșire. Nu era o vinovăție... Ia gândiți-vă cum ar fi arătat creștinismul, cum ar fi arătat lumea, cum ar fi arătat Biserica lui Dumnezeu dacă Mântuitorul spunea pilda fiului risipitor așa. Și a venit fiul risipitor, i-a frate la stat în prag, așteptându-l până a venit în fața lui. Nu, că a fugit el până departe, îmbrățișându-l și sărutându-l și căzând el tatăl pe grumajul fiului. Nu, cum i-l are Rembrandt. Întoarce la fiul risipitor, în care fiul risipitor cade în genunchi și îmbrățișează picioarele și tata asta așa, așa, nu, nu, ci așa cum icoana ortodoxă, tatăl vine și cade pe umerii fiului și fuge el înainte. Și cum ar fi arătat învățătura de credințe creștine, eu nu cred că aș fi putut să cred într-o asemenea Dumnezeu, dacă ar fi arătat așa ce vă spun acum.
Dumnezeu ar fi stat acolo, ar fi așteptat și ar fi zis, aha, cum am face noi, de fapt? S-a venit aparatul, ai ajuns, mi-ai mâncat bani, în norocitul. Te ier, te ier. Este o chestie bună, noi nu prea am zice o putere, te ier, dar zice. Te ier, te ier, dar prima dată nu știu dacă ești, ți-ai venit în firea ta și dacă ești pandelat cum trebuie să fii. Să mai vedem un an ce arcați pe aici, nu-ți dau multă cheile ușilor, că și nu știi ce faci, îmi fur tot și pleci iară, că te sfârnatele și nu, să vedem. Și prima dată, o jumătate de ani la porci, sau nu știu unde, pe acolo, să faci treaba, să vedem, să te primești, să vedem dacă cu adevărat ai fost un convertit adevărat, un om care vrea cu adevărat să schimbe. Păi cam asta îmi zice, mă. Dar între Teofil Curianu, tot timpul spune acolo. A zis totul risipitor, fă-o mie, metale, acum, că altfel nu te cred. Nu a zis, și după aia te voi primi. După ce faci așa un canon, te primesc. Nu. Ori, deci e clar că Dumnezeu nu se referă la asta, la acest tip de suferință. Ori noi avem această impresie că noi, și că n-am încurajat pe Fiul Ispitor să fie trist, să stea, ce-a făcut masă, păi vine, puteți întâlnui pe Fiul Ispitor la masă? Lăutarii cântau, când a venit Fiul cel Mare, se auzeau lăutarii, știți? Și credeți că El stătea și era acolo, încât Tatăl era bucuros, ieși afară, haideți, pe Fiul meu mort, era așa viat, iar tu și s-a afară, dă-te mai și pe Fiul cel... Păi credeți că în timpul acesta era un om terminat, timorat, speriat, gândindu se mi-a pus ca și la Țepeș, în piraf, cine știe ce, și o să-mi sparg dinții, sau o travă, sau nu știu, de ce am făcut asta. Nu! Adică, ideea aceasta o văd una dintre cele mai grozave pericole pentru lumea creștină, pentru noi, cel puțin pentru mine a fost. Eu nu m-am întors an de zile spre Dumnezeu, pentru că am crezut că Dumnezeu ne vrea triști, neîncetat, deznădăjbiți, dezamăgiți, dezabuzați, terminați, speriați și că numai și numai are o plăcere sadică în a ne vedea disperați, deznădăjbiți. Și că atunci când ne vede disperați, deznădăjbiți, în ultimul stadiu, intervine cu greu și își face și el prezența. Nu este așa Dumnezeu. Dacă este așa, nu există. Acel Dumnezeu nu există. Dar Dumnezeu care există și care a lucrat, este altfel, este Dumnezeu care n-a zis la niciun bolnav vreodată, mai stai așa bolnav vreo 2 ani, că ai păcate, tu meriți să mai stai așa bolnav. Pentru că, după aia, dacă îți fac bine, nu știu ce, și explicație, s-ar fi putut găsi cum face mai duhovnici. Trebuie să mai... Când vine cineva bolnav, cine știe ce te ține Dumnezeu așa? Pentru că ești încă păcătos. Dar Dumnezeu n-a spus asta. N-a spus asta la nimeni. Mi se pare extraordinar. În fața mea spunea Dumnezeu, în genunchezi. Aici, adică, nu se reproșează nimic. Nu caută la tine tristețea, mâhnirea. Tristețea noastră, și dacă este tristețe, căutând dragostea lui Dumnezeu și simțind anumită vinovăție, este o tristețe strălucitoare. Nu este o tristețe fără umbrită și întunecată. Este o tristețe luminoasă. La asta ne cheamă Dumnezeu, dacă este o tristețe. Dar asupra acestui mod de a vedea crucea ca o suferință, ca pe ceva, pur și simplu am ajuns în anii care au trecut să constat că foarte mulți dintre oameni îi terorizăm afectiv pe Dumnezeu. E un terorism afectiv. Și eu am făcut-o mulți ani. Credeam că acum, de exemplu, am făcut ceva, sau urmează să cer ceva de Dumnezeu, că dacă acum o să mă negresc, o să mă... Exact cum începe tuturor, tu când postești, luminează fața ta, spală părul tău, curăță, munge părul tău, spală fața ta, luminează fața ta. Adică invers. Nu, acum eu o să mă tristez, o să fiu mâhnit, o să mă mântuit așa, o să țin, nu știu, postul așa, ca să-i arăt Dumnezeu că mă doare stomacul, mă dor toate, sunt terminat. Și ideea că dacă s-ar putea să-l și ameniți cumva în taină, să zic, Doamne, dacă nu m-a ajuns să știi că eu chiar mă gândesc puțin și la sinucidere, așa, așa, eu sunt acolo, pe aproape, Doamne, deci trebuie să mă ajuți. Și Dumnezeu cedează. Așa ceva. Am văzut în ani și ani că, de fapt, nu cedează Dumnezeu la asemenea. Nu cedează deloc. N-ați observat asta? Știți cum zicem noi? Noi zicem, Doamne, că ne-am cerut, m-am stăduit, m-am primit, am strigat. Nu se întâmplă nimic. Și după aceea n-am mai avut niciun gând, dacă dă Dumnezeu, dacă nu. Și s-a întâmplat. N-ați observat astăzi de nenumărate ori că se întâmplă chestia asta?
Noi zicem, de ce, Doamne, de ce Dumnezeu te așteaptă pe ultima clipă, când îți pierzi ultima nădejde și numai atunci îți dă? Și noi zicem, păi cred că așa, că îi place să-ți vadă chimință, Doamne, terminați. Nu! Ci tocmai starea aceea de liniște pe care o ai la sfârșit, pe care nu mai terorizezi. Vrea tu bine, este la bine ar fi să faci asta și să am cerut, atunci îți dă. Pentru că nu-i place să terorizezi. E ca într-o relație de... Am un prieten care spunea că aveam un prieten, o fată, eram la scolă, în 94-95, și prietenul spunea, am avut o prietenă și ca să crească tot timpul dragostea noastră, în fiecare săptămână îi spuneam ceva. A murit un om chiar la mine. Și asta renăștea dragostea lor. Vă dați seama, moartea în jurul nostru. Bântuie peste tot. Nu știu ce. Peste o săptămână trebuia să mă alimentez degeaba. Și la un moment dat zice, să mă lau. Am o boală gravă. Ceva foarte grav. Și... În mare fată, așa, că am dat seama așa în timpul. Tot așa, tot fiecare săptămână cu un eveniment nemaipomenit. Am ceva în ordine. Plus că starea aceea culmea emoțiilor oboseau deja. Se simțea ceva artificial de toate astea. Dar când a mai fost și asta și la sfârșit a dovedit că n-are nimic, nici n-a mai vrut să audă de el în vecii vecilor. Înțelegeți? Ei, noi cam așa facem cu Dumnezeu. Asta a durat vreo 6 luni, noi 60 de ani. 100 de ani, depinde cât trăim. Vă dați seama ce trebuie să fie tot timpul Dumnezeu. Ca un fel de zid în care lovim cu mingi de timp, tot timpul. Te rog, te rog, te rog. Dacă m-ați dau de asfalt, dați vreme, nu știu ce, dar după aia nu știu cum, dar dacă nu face asta, nu s-a prin un merg, dacă nu face asta, nu s-a prin camera, dacă nu știu ce, dacă nu... Tot felul de chestii genul ăsta care... Înfricoșător este că uneori Dumnezeu chiar coboară la nivelul ăsta de dialog cu noi, pentru că e singurul pe care îl avem. Și de cât de loc, mai bine așa. Exact ca o mamă care vrea să mai se întoarcă fiul pe acasă și dacă fiul numai pentru mantelul, și pentru asta măcar mai chinește și vrea ceva, măcar l-a văzut în lume puțin de cap și pleacă. Și uneori, acest tip de relație contractuală între noi și Dumnezeu, dar contractuală având așa în jur o panglică de terorism afectiv, uneori Dumnezeu îngăduie și asta, îngăduie, dar cu mare probleme, să știți. Nu este așa Dumnezeu. De 100 de ori o să vă asculte mai repede dacă vă liniștiți, vă calmați și ziceți, Doamne, eu aș vrea așa, ca fie voia ta. Mai repede de 100 de ori decât atunci când zice, mi se pare extraordinar ce spune Sfântul Părintele Porfirie, zicea mai atunci acum, Sfântul Porfirie, care spunea, dragă, ajunge de 3 ori dacă te rogi, existență, cum a zis Pavel, de 3 ori m-am rugat pentru ceva, după care rămâne în inima ta gândul, rămâne în inima ta pornirea, trebuie să mă ajute Dumnezeu, trebuie să-L ajute pe celălalt, trebuie să-L ajute pe celălalt, vreau să-L ajute, dar nu mai insisti la nesfârșit, adică îi dai un respiro Dumnezeu, e ca o prietenie. De fapt, ce prietenie poate să fie între tine și Dumnezeu când totul se rezumă la, te rog, te rog, ghișeu, plângeri și reclamații, și numai terorisme, și numai chestii. E ca și cum mai spune, tu te întâlnești cu prietena ta și nu ai timp decât să tot zici, te rog, dă-mi și mine, rugăm și am te rog, nu știu ce. Când o să ai timp să mă rugi la cu ea așa și ea să spună ceva? Că nu îi dai timp deloc. Totul e... Ce vei face? Cam așa e cu Dumnezeu de cele multe ori. Dumnezeu se bucură foarte mult de aceea și vă îndemn să găsiți această rugăciune în tăcere. Uneori să ajunge și la această rugăciune în tăcere. După multe, multe cuvinte pe care le spuneți, să stați 5 minute în tăcere în față de voi. 5 minute în care să tăceți. Pur și simplu. Având în background, în spatele gândului vostru, prezența, simțământul prezenței lui Dumnezeu. Știți că e acolo, știți că e în fața voastră, e în El umblăm, suntem diem, este mai ales că este și Ioana, și în care gata cu atâtea gânduri, gata cu atâtea vorbe. Gata. Tăceți. Și o să vă apropiați și o să simțiți mai apropiat pe Dumnezeu așa, de multe ori decât în multele vorbe pe care le-a zis până atunci. S-ar putea ca multele vorbe pe care le ziceți până atunci să fie doar terenul care pregătește acest moment de tăcere a voastră în fața iconei lui Dumnezeu. Fața lui Dumnezeu.
Și în care, până la urmă, trebuie să și ascultați ce vrea să vă spună Dumnezeu. Toate mulți tot spunem noi ceva. Că la noi nu e de spus ceva. Adică, ce prostie ar fi pentru noi, sau ce prostie ar fi pentru unul dintre noi, dacă ar avea, cum se zice acum, un idol, în orice domeniu. Și tu, când te întâlnești cu el, 5 minute ai, îi spui tu i-a vrut de prostii și nu-i lasă nici nicio vorbă. Să nu zice nicio vorbă, că nu e de timp. Și îți zice, și el ce ți-a zis? Păi, nu i-am dat timp. Păi era valoros, spuneai și nepoților, tu ce ți-a zis el, dar ce ai spus tu, cui folosește? Nu o să-i presără nimeni, nu l-ai lăsat să zic o vorbă. Dar Dumnezeu, dacă la un mare profesor, dacă ți-ar spune câteva vorbe, ar rămâne pentru totdeauna, dacă la un mare om de cultură, ți-ar rămâne pentru toată viața, ce ar fi dacă i-am dat timp lui Dumnezeu să zică ceva? Sau dacă i-am dat loc puțin în inima noastră? De aici, ideea că orice bucurie, orice satisfacere a oricărei bucurie este un păcat. Știți că avem aici această idee? Plecând de la asta, că Dumnezeu crucea este suferința, tristețea, mânirea, lui Dumnezeu îi plac chestiile astea. Deci, pe care asta? Orice bucurie, orice lumină, orice libertate, orice nu-i place Dumnezeu. Și avem foarte implantată în inima noastră ideea asta. Foarte puternic implantată în inima noastră. Cum avem o bucurie? Da, să vedem ce necaz vine. Știți? Nu așa, așa ziceți toți. Să vezi ce necaz vine. Nu e adevărat. Bineînțeles că totdeauna după noapte, vine zi după zi, vine noapte, dar totdeauna orice tristețe este de zeci de ori mai dureroasă sau mai vizibilă după un moment de mare bucurie. Și totdeauna, după aceste bucurii, ceea ce vine, o tristețe, un necaz. Pare mult mai grav decât ceea ce ai trăit tu înainte. Pare mult mai grav. Există în frații, în fratricizii, cartea lui Scapa, un scriitor grec, ceea ce a scris ultima ispita a Mântuitorului pe cruce, Kazantzakis. Este în fratricizi un asemenea moment în care, după ani și ani și ani de luptă în tranșee, de război fratricid între greci, între comuniști, pe o parte, și cei de dreapta pe altă parte, nu știu că dacă știți că războiul al doilea mondial, grecii au fost ani mulți de război civil, urât, îngrozitor, în care și cei care participau la război erau sătui până peste cap. Nu mai vreau război, dar nu se putea termina războiul. Că nu vreau cei mari să se terminate cu războiul. Și la un moment dat, unul i-a venit o idee. Că la 1 aprilie, așa, i-a venit o idee să le facă o surpriză la colegii lui de tranșee și să le spună că a auzit el azi noapte la radio, la șef, că a stat cu urechea la... că de fapt războiul s-a terminat, s-au făcut pace, dar încă nu le-a spus șeful. Dar când iese o să le spună. Dar acum îi pot să ia praporii, să ia toți, să iasă cu bucurie pe afară, că gata, vor pleca acasă. S-a făcut așa. S-au bucurat toți, s-au salutat. Și-au aruncat armele. Și-au scos praporii. Au făcut o slujbă de mulțumire. Și la sfârșit a ieșit comandantul și a zis, ce faci, nu ați înmulțumit? Păi cum, nu s-a sfârșit? Nu s-a sfârșit nimic. Și a zis, am glumit și eu, 1 aprilie. Păi întoarcem cu asemenea bucurie tranșee era de mii de ori mai greu decât ce era înainte. Înainte era foarte frumos. Înțelegeți? Ei, de multe ori așa se întâmplă. După o anumită bucurie mare, orice trăim se pare mare, către mare, și zicem, uite, vezi, după bucurie din necaz. Orice trăim, cât de mic, ca și gravitatea, sunt motiv mult mai grav. Și sunt și alte motive. Se poate întâmpla, și nu știm să drămâim bucuria, de cele mai multe ori nu știm să administrăm și să ne drămâim bucuria, așa că știți cum suntem noi oameni. Atunci când vine peste noi bucurie, suntem ca o cetate îngrădită, care când vine bucuria, deschide porțile, ieșim afară, se culege fericele pe câmpii. Și în timpul ăsta, calul troian se strecoară înăuntru. Și ne trezim că suntem ocupați de demon. Deci nu am învățat să ne drămâim bucuria. Știți că ținem un post de 49 de zile, ne străduim și în 3 zile am terminat cu toată lumina și bucuria. Știți, nu? După ce vine Paștele. Atâtea prostii și păcate facem în 3 zile, încât tot ce am acumulat în 49 de zile se sfârșește. Asta pentru că nu știm să ne drămâim bucuria. Sfântul Isaac Sirul, care astăzi, nu, Ioan Scărară, care astăzi a pomenit, spunea când vine peste tine bucurie chiar duhovnicească,
dă la o parte puțin cu mâna smereniei din ea, adică nu să aminte că ești trecător, că ești tu un om amărât, nu te mândri, nu te faci așa, nu crede că tu ești buricul pământului, ca să dăm că noi suntem bucuroși peste măsură, dă puțin la o parte din ea, puțin cu mâna smereniei, ca nu cumva în locul stăpânului să intre demonul în inima ta. Stăpânul fiind Hristos, deci nu cumva. Asta nu știm noi, n-am învățat. Deci, astea sunt motivele pentru care se poate întâmpla că atunci ce vine bucurie, să vin și anumite, să vin anumite momente de tristețe sau tulburare. Unul, că mi se pare orice moment de tristețe și de necaz mult mai grav după bucurie. Al doilea, că într-adevăr nu știm să ne rămânim bucuria și că ne lăsăm cu porțile deschise și diavolul face ce vrea cu noi. Asta altceva. Dar nu că Dumnezeu, vedeți ce-și mai crede diavolul. Că Dumnezeu nu-i place că te-ai bucurat și îți trage câteva, te pun la bun. Acolo, pe coș de nucă. Ce te bucuri atâta? Aici e tristețe și vă la plânge. Nu este așa Dumnezeu. Deci ideea aceasta că orice bucurie, orice satisfacere, oricui simț, nu cumva să vezi florile că sunt frumoase, nu? Ascetic este să nu vezi nimic, nici o floare. Nu cumva să simți o mireazmă, vai de mine. Cum ne-a pus Dumnezeu niște celule care se ocupă cu asta în nas, fără urmă. Cum de aud atâți oameni care vin și zic și când mâncam, mi-a făcut plăcere. Dar bineînțeles că s-a făcut plăcere, dar cum zicea Părintele Rafael Noica, de el mi-a lăsat aminte că mi-a venit în știu că el a avut niște lecții. Spunea Părintele Rafael Noica, nu vedeți că Dumnezeu ne-a dat mult mai multe legume. Zice, eu dacă eram Dumnezeu, făceam 5 legume, 5 fructe, niște chestii simple, așa. Păi am făcut sute de legume, sute de gusturi de legume, sute de tipuri de condimente. Adică niște, e boier, are vrăsat. Și ideea aceasta că, Doamne, te-ai bucurat puțin, ți-a plăcut, că e păcat, gata, ești ras, Dumnezeu să-ți spună deja pe tine. Cum se poate așa ceva? O idee de genul ăsta nu e creștină, nu e ortodoxă, nu e adevărată. Noi nu ne oprim la post din a nu mânca anumite mâncări pentru că ele sunt spurcate. Noi nu suntem evrei din Levitic care credeam asta, sau păgânii care, sau noile neo, așa zise, aș zice sunt pseudo-religii deja. Rovedan, vegan, nu știu cum, trăiește curat, trăiește sănătos, sunt neo-religii iudaizante, aș zice. Gnostice. Secte, fapt. Și care se socoteau că anumite alimente sunt spurcate, iar altele nu sunt spurcate. Și până la urmă, alea spurcate te strică și te distrug și sfetești, iar alea te curate, te ajută și te înalță. Și știți că am ajuns să credem așa. E o adevărată religie să crezi așa. Trebuie să mănânci așa. Mai ca evreii, eu țin. Tot felul de mâncări coșer sau necoșer. Așa sau așa. Cum am ajuns noi? Bine, trebuie să avem grijă. Am ajuns să dezvoltăm o adevărată credință din chestia asta. Țin minte, au venit la mine niște tineri din Bruxelles, care mi-au fost ucenici. Și acolo învățam să iei niște chestii cu blenderul. Blenderul era a treia sau a patra persoană a familiei. Ei, eu spuneam, îi și pusesele și nume. Oriunde mergeau, trebuie să schimbăm blenderul. Dacă s-a stricat, cumva era mai mult și dacă se îmbolnăvea soțul sau blenderul. El făcea tot, el nu trebuia mâncare de nu care, m-a mâncare de nu știu care, m-a nu știu cum, m-a nu știu ce, mi-a ținut o teorie. Eu nu puteam să le zic o vorbă, că ei mi-au ținut vreo 3 ore o teorie, cum trebuie, și că laptele e rău în sine, și că nu se bea, că e experimentul China, nu știu ce, că aleluia, câte povești, erau mai activiști decât activiști comuniști, mai activiști decât orice sectanți, decât reformiști, erau adevărată religie. Și ne-am dus la țară, în Mureș, zicea el. Și știți ce mânca mama? Când ea, săraca mama, mergea la sapă. Mânca ouă răjite. Și avea calul și i-a dat o văză. Tu, dar aici e bun la cal, zicea. Și mi-a luat o văză și l-a pus în blender. Și ca de obicei a făcut lapte de orez, o văză. Așa din noi, numai lapte de orez. Și ne simțim extraordinar și trebuie nu știu cum, și dormim nu știu cum. Totul e mântuirea ei, blenderul și o văză și... Nu mai ai nevoie de Hristos, alta e mântuirea, alte... Cu feng shui-ul, cum să așezi casa, cum să pui toaleta, cum să nu știu ce. Alte au venit toți în locul lui Hristos, mântuitori. Toți. Mi se pare o exagerare imensă. Și
Și undeva este și aici, își are loc aceste credințe greșite, și au loc în creștinism, prin inima noastră a ortodoxilor, și prin această idee că Dumnezeu anumite lucruri sunt spurcate, și până la urmă, multe sunt spurcate. De obicei, cele bune sunt spurcate, știți? Tot ce e bun, e spurcat, zice Dumnezeu. Așa ne imaginăm noi. Adică, noi avem, de exemplu, impresia că Dumnezeu, dacă ne-a găduit postul și a pus postul, este pentru că anumite lucruri sunt spurcate, ele sunt îngăduite, așa, pe parcursul anului, ca o milă la Dumnezeu față de noi, dar este, revenim la ce trebuie să revenim și acum devenim curați, oameni adevărați, dar care ne întoarcem la animalitate. Așa e privită cumva și relația frumească și multe. Dar nu este așa, ci din potrivă. Deci noi renunțăm la ceea ce este mai plăcut, renunțăm la ceea ce este firesc, este normal. Și Dumnezeu a îngăduit și a binecuvântat ca să putem să fim mai atenți și să ne concentrăm mai mult, să nu mai avem atât atenție la ceea ce ne atrag firesc și ne se plac bune. Și să avem atenție mai mult la Dumnezeu și să dăm mai mult timp lui Dumnezeu și să nu pierdem atât timp cu lucrurile acelea. E altceva, alte. Citiți carnalele, că despre asta să vă zică, nu despre cealaltă. Carnalele sunt adevăr. Despre un asemenea mod de a vedea lucrurile, nu celălalt. De exemplu, sunt în sinoade astfel de rânduri care spun, dacă cineva pleacă din lume, urând, adică monahism, urând sau socotind căsătoria, sau lumea spurcată, sau femeia, așa, o prietenă la părtășanie, nu știu câți ani. Auziți, păi, dar asta ai văzut de mulți ca ceva extraordinar, dom'le, ajung la măsura să urască lumea. Ajung la măsura să urască tot ce e în lume, și femeia, și bărbatul, și căsătoria, și să se bătească spurcăciune, și mi se par niște exagerări nefolositoare. Au ele partea lor, mai ales de perspectivă monahală, dar dacă depășesc aceste măsuri și ajung la o astfel de gândire, anumite măsuri și ajung la astfel de gândire, ele sunt nocive. Și nu pot duce decât la ce s-a întâmplat în Occident, care au avut o asemenea de gândire, tip de gândire moralistă și fixistă și iesuită, n-ai voie decât aia și aia și aia, nu-i spurcată, nu-i voie, și când au izbucnit și când și-au ieșit din matcă, au ajuns ce vedeți acum. Adică o revoltă motiva bisericii, o revoltă motiva tot ce ține de Dumnezeu, tot ce ține de morală, tot ce ține de orice. Pentru că au exagerat în privința asta. Și acum nu mai pot să... Au făcut ajurnamente, la nesfârșit și săracii de mai putin, tot ajurnează, dar tot degeaba. Pentru că au greșit mai de mult ei și cred că și noi greșim în continuare. O parte dintre noi greșim în continuare socotind unele lucruri sau declarându-le sau ușurință, calificându-le spurcate sau pun niște opreliști foarte mari în privința asta și de aici pot veni multe greutăți între viitorii creștini și în biserica viitorului. Altceva. Crucea înțeleasă ca destin. Crucea înțeleasă ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Dom'le, n-ai ce face. Ești predestinat. Ce ți-e scris în frunte ți-e pus? Până la urmă, hai că nu intrăm în predestinare, dar hai să zicem așa, ce mai multe ne gândim așa. Crucea este cum așa a început. Este că Dumnezeu te-a pus într-un neam, că Dumnezeu te-a pus într-o generație, că Dumnezeu te-a pus într-o familie, că Dumnezeu te-a pus într-o cultură, că te-a pus într-o familie care ți-a putut da educație sau nu ți-a putut da educație, o familie care ți-a dat o anumită moștenire genetică sau nu ți-a dat o anumită moștenire genetică. Și astea sunt niște lucruri care nu le-ai avut la îndemână, nu le-ai putut să alege tu dinainte, sunt o cruce pe care trebuie să o duci în spate. Într-o anumită măsură, să zic, 5% este adevărat. Deci este și asta o anumită cruce, dacă depinde cum, dacă o duce ca pe o cruce, asumându-ne. Și asumându-ne și ne dând cu piatră cei din jur și ne socotindu-i vinovați pe toți ceilalți. Așa cum a făcut Mântuitorul, care n-a luat piatra nimeni și n-a acuzat pe nimeni pentru crucea pe care a dus-o. Ar putea deveni o cruce, hai să zicem 5%, o asemenea purtare a ceea ce suntem, unde suntem, în ce timp suntem, în ce neam suntem, ce moștenim. Ar putea fi, dar nu e asta crucea. Nu e asta crucea pentru că, în primul rând, Mântuitorul zice, ceea ce vrea să vin după mine. Adică, este o alegere facultativă. Ori asta nu e o chestie facultativă. E o chestie facultativă când te-ai discute neamul ăla și ai moștenit, ai moștenit ceva, adică dacă vrei ei, dacă vrei noi ei, dacă vrei mergi după Hristos, dacă vrei nu mergi după Hristos, să-ți iei crucea.
Ceea ce vreau să vină cu mine este o, este o chestie personală, să-și ia crucea sa. Și tu zici, Dumnezeu, păi cum e crucea mea? Păi crucea neamului meu, a multora, a generației mele. Din multe puncte de vedere am putea zice, nu trece peste anumită, dacă trecem prin logica acestui cuvânt, nu trecem. O altă cruce pe care confundăm noi crucea de multe ori este cu evenimentele. Acesta este partea statică ce am avut înainte. Neamul care trăiesc, familie din care provin, educația pe care am avut-o. Astea sunt chestii statice, am zice, mare. Sunt chestii care nu sunt statice, evenimente care vin peste tine, interpestiv, întâmplător. Tamisa. Boli, necazuri, încercări. Ei la un examen, nu ei la un examen. Nimerești sau nu nimerești. Ești primul sub listă, primul deasupra listei. Deasupra linii. Și zici, Doamne, asta e crucea. Nici asta nu este, să știți crucea. Nu putem ce e crucea. Nu e facultativ. Ce? Te întreabă evenimentele să vin peste tine sau să nu vin? Să te îmbolnăvești acum sau să nu te îmbolnăvești? Să ai accidentul ăsta sau să nu ai accidentul ăsta? Nu te întreabă nimeni. Nu e nimic facultativ aici. Nu e nicio alegere a omului crucea. Se pare că crucea este o alegere. Poți să o iei și poți să nu o iei. Știți? Poți să o iei și poți să nu o iei. Tot ce am spus până acum nu poți să iei și poți să nu iei. Aproape nimic ce am spus. Nu intră prin această poartă strântă. Foarte multe din cele ce le-am zis până acum nu sunt personale. Sunt generale. Nu trece nici prin poarta asta. Deci nici acesta, nici acesta nu cruce. N-are rost să mai discutăm despre astrologie, despre karma, despre ce. Unii văd crucea, unii văd stelele. Stelele așa s-au învârtit, când m-am născut eu, așa era. Deci eu trebuie să duc toată viața chestia cu racul ăsta. Deci dau tot înapoi și nu vreau să dau față cu probleme. Eu trebuie să duc toată viața faptul că sunt un mânioș, un intervestit, deci sunt leu, că asta este, nu avem ce face. Eu trebuie să fiu prostănac și să mă duc în față cu un taur, eu trebuie să fiu așa și așa. Niște lucruri de genul ăsta. Niște minciuni. Toată această lume astrologică, astrologia care domina lumea până la Hristos, nici un rege aproape nu pleca la luptă fără să... De la incași până la chinezi, pe tot teritoriul lumii, nu pleca unul la război sau nu făcea unul, nu spunea, nu hotăra o lege sau o rânduială, dacă nu își întreba astrologul personal sau astrologul imperiului, magul. Și aceștia, pe aceștia a desfințat Hristos, creștinismul, lumea aceasta a pierdut odată cu Hristos și acum a renăscut. Odată cu l-am scos pe Hristos ca dintr-un nou ținut al gadarenilor, ieși din anul Domnului, l-am scos așa, uneori brutal, dar uneori finuț. Nu am nevoie. Bine. Ești deosebit, am văzut, ai făcut niște minute aici, dar nu ne mai interesează. Noi avem o viață de trăit, avem altceva de făcut. L-am scos și pe el și Europa, în general, a devenit un ținut al gadarenilor, din care Hristos a fost scos afară, civilizat. Finuț. Dar a fost scos afară și este scos afară încetul cu încetul. Și... aceasta a revenit încetul lui Hristos, în locul lui Hristos a revenit acești astrologi. Și tot felul de vrăjitori și fermecători și tot felul de cunoscători al religiilor orientale și antropologi, antropozofi și cei care se ocupă cu karma. Deci nu ești tu de vină că ai crucea asta care o ai, că ai viața asta pe care o ai, ci karma e de vină, știți? Adică ce ai trăit în altă viață. Dar atât de mincinoasă este ideea aceasta. Noi nu știu dacă, măcar dacă am luat tot ce gândesc, tot ce spun orientali. Ei zic, Doamne, tu ai fost rocă, după aia ai fost vegetal, după aia ai fost tot felul de animale, urcând pe o anumită treaptă a animalelor și la un moment dat ajungi și tu din zice, din nu știu ce. Lama te-ai transformat în om. Și toți care își aduc aminte sau le spune celor care se ocupă cu karma lor, ce-a fost înainte, niciunul nu a fost meduză, niciunul nu a fost capră, niciunul. Toți au fost regi, au fost căutători de perle mari a Thailandei, au fost interesante, astrologi, au fost nimeni.
O minciună care mă vinde diavolul și toți o cred. Și dacă e ceva vinovat pentru ceea ce... Deci dacă tu faci niște greșeli, dacă tu ai niște porniri pe care nu le poți stăpâni, karma e de vină. Deci nu e cruce. Asta este. O karma. E o cruce pe care tu nu o știi. Ai făcut niște prostii în viața trecută sau niște lucruri bune și asta acum așa o răsunat în viața asta. Astrologii ne spun că crucea este ceea ce ne-au dat quadraturile și ceea ce ne-au dat astea. Ele, cum se vârf, ce minciună! Când te-ai născut? Păi de cele mai multe ori când te-ai născut, tu a hotărât medicul cu mama sau cu tata. Știți că în ultimul timp, nu se mai lasă la demâna măcar a lui Dumnezeu, când va hotărâ el. Ci se hotărăște, când pleacă medicul în concediu, când vrea, când e el de, acolo, în schimbul de noapte, sau când e, când e în cel de zi, și atunci se hotărăște când. Dar ce minciună, în ce sens? De ce această importanță a momentului când iese omul la lumină? Nu pătrundeau influențele astrelor prin burta mamei până atunci? Numai atunci, toate stăteau atente și toate și-au spus razele. Până atunci mama avea, nu știu, perete de azbest care proteja de tot. Nu? Deci, ce aberație până la urmă? Acela când te-ai născut, e singurul moment important. Restul nu contează, că 9 luni ai fost toate razele din tine, de la ușa pe care ai trecut la supermarket până la... Nu contează, nu. În momentul în care te-ai născut. De ce? O minciună. Dacă vreți să vedeți cât de mincinoase sunt aceste astrologi, aceste zilnice astrograme, zilnice... Luați un ziar sau... Acum nu mai stau cu ziar. Intrați pe internet la cum vestiți ziua aceea din perspectiva astrologului. Și nu vă uitați acolo. Nu vă uitați. Dar fixați-vă, unde o să vă uitați de seară. Și ziua aia trăiți firesc. În caz firesc, domnul firesc. Faceți ceea ce faceți domnul firesc. Și citiți seara cum trebuia să fiți ziua. Și o să vedeți că mai nimic nu s-a întâmplat în ceea ce... Bine, eu oricum folosesc un limbaj foarte diluat și general, încât se potrivește. Ceva tot se potrivește. Știți că s-a un om care zicea că e mare, ghicitor și cititor, și-a revenit, s-a întors înapoi și a zis că a fost un mincinos. Asta, mințeam oamenii. Păi și cum făceai, domnule? Că e ghicit la ăla, e ghicit la ăla. Se baza pe emotivitatea omului și zicea, dumneata e mare necaz. Bineînțeles că toți au un necaz. Mai ales că dumneata ești o persoană deosebită, e mare necaz. Păi tu te credeai o persoană deosebită? Uite că tu mai ai o soveste să zic că ești deosebită. El ai deja terminat. Da, vreau să-mi deosebit. Și am un mare necaz. Nimeni nu mă crede cât de mare necaz. Mare necaz. Nimeni nu te crede. Cu asta l-a prins. Cu asta l-a prins. Știi ce presupune? Că cineva din familia dumneata foarte apropiată și zice, de obicei zice, începe cu, și zice numele, literele care sunt, care au cele mai multe nume, de obicei, cu care încep cele mai multe nume. A, M, o să zică Z. Cineva foarte apropiat începe cu M, îți dorește rău, nu știu ce, și a, stai și te dorești. Da, Doamne, este unul foarte apropiat, era dubioasă tipa, vecina Mariana, care spunea, de unde știi, Doamne? Da, foarte bine. Și așa se mergea. Și așa se merge și în astrologia aceasta. De asemenea chestii în care se prindă să-ți dea de înțeles, să nu spună până la capăt, că s-a întâlnit principesa Ileana cu această comunistă, Ana Pauca, care a venit secretantele sovietice. S-a întâlnit și au vorbit. Și după ce a plecat, principesa Ileana s-a simțit cam urdărit așa de ce discutase cu această... Pentru că ea spunea jumătate de adevăruri, începea cu adevărul mar și termina cu minciuni, cu șmecherii, cu mânărel, sau le lăsa nerezolvate. Dar începea cu adevărul total și după aceea le se fofila, le ascundea, se prefăcea, le închidea, le întorcea, le făcea coadul de rândunică. Nimic nu era curat până la capăt, totul era murdărit. Exact cum face diavolul, cum zice Sfântul Ioan, Sfântul Pavel. Că știm noi înșelășirea diavolului că el se face înger de lumină ca să ne înșele. Dar după, până la sfârșit vezi ce pramatie, că nu e îngerul, ce părea. Că e dragul. Așa și aici. Și comuniștii făceau la fel, și Ana Pauca făcea la fel. Și aceștia lasă tot un pat de pește. Va fi ceva, dar nu știu ce. Vedea. Ceva se va întâmpla până spre seară, până spre dimineață. Departe, aproape, nu știu unde sau nu știu cum, nimic. Exact cum erau oracolele din trecut. Știți cum erau oracolele? Care tot demonii erau în spatele acestor oracole. Oracolul din Delphi, de exemplu,
spunea totul în niște chestii, ca niște haicuri, așa, scurte, de neînțeles, după ce mergea cineva acolo să asculte ce zice oracolul din Delfi, adică demonul, trebuia să meargă să umble prin toată Grecia și din înțelept în înțelept, ca să găsească pe unul să dezlege haicul, ce a vrut să spună. Când s-au dus Tezeu și ceilalți să întrebe cum să se lupte împotriva perșilor, a zis oracolul, un pod de lemn vă va salva. Un pod de lemn? Tot când mitii s-au sucit, s-au învârtit, ce pod de lemn? Nu le trecea prin cap, ce pod de lemn poate să fie? Au întrebat în toate părțile, nimeni n-a dezlegat secretul, care pod de lemn? Până nu s-a dovedit că s-a întâmplat printr-o strâmtoare mică, încercând să intre în curăbile persane cu miile, s-au făcut un adevărat pod de lemn între cele două margini ale strâmtoarei, încât grecii au putut trece și de pe parte pe altă, s-ar tace, să urce, bă, și să-i omoare. Da, asta a fost după câțiva ani de război, în care, vai de capul lor câte au pătimit. S-a întâmplat să fie și podul de lemn. Dar a zis, asta era podul de lemn, păi n-am știut văzut. Știți? Cam așa sunt ca și oracolul din Delfi, lasă totul așa la jumătate de cuvânt, și da, și nu, și ba, și da, și toate la un loc. Numai ca să te facă să treci la sfârșit și zici da. Și mai faceți un experiment. Citiți prima dată dimineața și trăiți după aceea. După ce citiți, atât de puternică este această influență, sugestie și până la autosugestia, ceea ce ați citit, încât începe să trăiți ce ați citit. Dacă el vă zice, veți fi nervos astăzi și vă veți certa cu șeful, sau va fi șeful nervos astăzi și vă veți certa cu el, te duci deja pregătit, timorat, ca un arici în fața șefului, el se uită la tine, tu ești la el, el se uită, ce ai vreau? Și tu zici, ai văzut? Cum ai zis, da, dar ce ai zis cu mine? Nu am nimic. Și ce nu ai văzut, cum avea pe capul. Deci, da, ca să vedeți ce influență poate să aibă aceste texte, dacă le citiți înainte, nu le mai citiți. Că foarte mulți vin și zic, dar nu mă le citesc, foarte destul, domnule, nu cred, numai de rus așa. Lasă, domnule, nu mai citi. Vai ce astfel, pentru că nici să le citesc, da, sunt astfel. Altceva. Asta a fost a șasea, a șaptea, a opta, despre care vreau să vorbesc, o cruce care e foarte apropiată de crucea care ne cheamă Hristos să o purtăm, dar nu este totuși acea cruce de îndeplinitate, este întâlnirea noastră cu poruncile lui Hristos. Deci, cum purtăm poruncile lui Hristos? Că până la urmă, da, nu este îndeplinitate adevărat, pentru că poruncile lui Hristos nu sunt o cruce. Pentru că poruncile lui Hristos sunt un jug ușor. Și a le socoti o cruce este, până la urmă, un păcat. Foarte mulți dintre noi socotim poruncile lui Hristos și voia Lui și cuvintele Evangheliei ca pe ceva greoi, opositor, plicticos, trebuie să împlinesc porunca, trebuie să trec și peste asta. Aoleu, n-am voie chestia aia, n-am voie nici chestia aia și sunt văzute ca o cruce. Nu sunt o cruce. Întâlnirea cu poruncile lui Hristos ne pot deveni o cruce falsă. Și aș da două exemple. Ori bine începe să ne asumăm tot ce se întâmplă în jurul nostru, că trebuie să împlinesc poruncile lui Hristos. Tot. Adică, am întâlnit asemenea oameni, am fost și eu o vreme, dar n-am reușit nimic. Orice se întâmplă, de la săracul de aici, pe care o să-l vedeți în față, până la săracul de la Antin, de la săracul, nu știu care, sunt, ei sunt, să zicem, Hristos în sine și Hristos îmi cere mie să le fac binele absolut și ar trebui să le fac cum a făcut el, samarineanului, evreului căzut între tâlhari, cum a făcut samarineanul, a lua lucrurile la nivelul ăsta maximal, nu zic că nu e mântuitor, dar nu are prea mult viitor pentru tine. Și de ce? Pentru că nu ești la măsura aceea și cei mai mulți dintre noi luăm lucrurile acestea, tot ce mi se întâmplă, tot ce văd, mi se adresează mie și trebuie să împlinesc ca porunca lui Hristos. Asta e o grozăvie, în sensul că nu suntem pregătiți pentru asemenea lucruri. De exemplu, ai putea zice, nu pot cu toți săracii, dar cu unul. Mă duc și iau acasă, îl fac membru al familiei mele. De cele mai multe ori, 99% din situații, acești oameni sunt săraci pentru că sunt migreni, sunt săraci pentru că sunt nerânduiți, sunt săraci pentru că au tot felul de patii, nu sunt săraci neapărat că așa s-au pomenit ei.
Ducând un asemenea acasă, un om acasă, o să-ți iei o săptămână, două, trei, după care o să-ți ieși din fire, o să zici că nu mai poți, că nu mai ai viață, că nu mai ai nimic, te-au furat din casă, ți-au făcut nu știu ce, îți mănâncă din frigider, murdărește totul, deci nu mai pot. Și constați la un moment dat că nu mai poți. Trebuie să ai mare putere să faci lucrurile astea până în capăt, dar trebuie să mai înalt, mai mult decât orice, să-ți cunoști măsurile. Nu mai bine era să-l duci undeva, să-l ajuți cu ceva, să-i dai săptămânal, lunar, o anumită sumă, să-l ajuți cu ceva, poate cu mâncare, sau alte lucruri care să fie de ajutor pentru mult mai mult timp decât să faci asemenea excese. Și după aceea să termini într-un mare dezastru, nu mai bine era, mai puțin, Preasfințitul Vasile, episcopul nostru de la Cluj, Sâneșan, care acum e Vărnăv, avea un cuvânt care la el era ca o apoftecă, ca o, era, poate, prin ce mai folosite cuvinte ale lui, când ne întâlneam, zicea, măi, te spune, mai bine lui dușmanul, bine lui mă. Și să știți că așa e bine, că vreau atunci. Nu, mai bine, totdeauna mai bine, mai bine. După aceea am aflat și de Părintele Paisie, să nu faci tot ce poți, să nu spui tot ce știi. A spus el încă câteva și ziceam, nu pot să înțeleg de ce zice Părintele Paisie așa. Dar cu trecerea anilor am înțeles, așa este. Au dreptat de toți acești părinți, față de care eu mă credeam mai bun, mai drept, mai milostiv, mai înțelept. Nu. Ci mai bine să faci mai puțin și cu smerenie și constant și consecvent și să păstrezi în jurul tău un minim loc în care să te odihnești, o grădină de oameni ca o grădină a Raiului de care să te întărești, cu care să te folosești, ca să poți după aia să ieși dintre ceilalți, să ajungi să faci bine, decât să-ți distrugi în grădină acel loc tot și după aceea să nu mai fii în stare de nimic, să fii un rebut, un trist, un plictisit, un obosit, să mai crezi că și faci porunca lui Hristos și să mai și aștepți să se întâmple. Știi, se face de multe ori. Facem niște excese imense de când e porunca lui Hristos. Dar dacă o să o fac, Dumnezeu o să-mi dea. Și îl ispitim pe Dumnezeu. Adică dăm sume mari și cine știe cui. Rămânem nemâncați restul lunii, dar Dumnezeu trebuie să se ocupe acum de mine. Pentru că eu am făcut porunca Lui. Dar de fapt, într-un fel îl ispitim pe Dumnezeu. Știți cum facem? Exact cum un om ar invita pe toți de pe o stradă la cel mai, nu știu ce, la Capșa sau ce aici mai valoros dintre restaurantele din București și a comandat cele mai bune mâncăruri posibile, cele mai scumpe, nu au avut niciun ban în buzunarul lui, decât cu ideea că Dumnezeu, făcând-i obinul ăsta, îmi va rezerva o scoică din care eu voi scoate o perlă și asta și o voi da. Adică, printre mâncărurile care vor da, va fi și o scoică cu o perlă. Și eu o să o dau așa și da. Și mai și rămâne rest. Ceva de genul ăsta facem noi cu Dumnezeu atunci când exagerăm și ispitim pe Dumnezeu. Și ar zice, bine, totuși Evanghelia spune altfel. Nu spune altfel. Dumnezeu ne cere minimalul. Zice. Venim Mântuitorul la a doua venire, zice. Flământ și lumea să se mănâncă. O bucată de pâine, spune Sfântul Ioan Gurgheanu. Nu, zice, eram flământ și trebuia să-mi puneți mese mari, zilnice, constante și continue până la sfârșitul vieții. Că eu sunt Dumnezeu. Nu a zis nimic, a zis, nu mi-a stat o bucată de pâine. Amărâtă, de aia care ai capul pe acasă. Care o are oricine. Flământ însetat și lumea îți da să bea un pahar cu apă. Nu șampania cea mai fină, nu zilnic apă vie, nu știu ce cere mult. Zice, în temniță și n-ați venit un avocat specializat în așa să mă scoateți afară, să găsim soluții? Nu. Să pliceți la mine. În bolnav și nu m-ați cercetat? Nu. Să vorbiți cu medicii, să-i plătiți, să-mi luați cele mai tratamente, să faceți, să dregeți? Nu. Să vite la mine. Cel mâinice cu sufletașul plin și nu știu ce. Nu, zice. Înțelegeți că cere minimul Dumnezeu. Minimul care te mustră conștiința dacă îți moară unul vesel pe fața ferestre. Cum să nu-i dai? Deci, de fapt, judecata de apoi va fi după glasul conștiinței. Și pe gând, și creștin, și s-ar putea acolo, în fața judecății aceea, mulți dintre păgând să fie mai mari ca noi. Păi așa, au ascultat conștiința și da, dumne, i-a fost la răsete, da, i-a fost foame, i-a dat. Cine știe, și-a ascultat mai bine ca noi conștiința. De multe ori, în această luptă noastră, sau
gândul nostru că trebuie foarte grea porunca, e foarte grea crucea asta, dar poruncile lui Hristos sunt grele, e o cruce grea. Tocmai pentru că le vedem așa și le luăm așa, cei mai mulți noi ajungem niște vicleni. Și începem să transformăm, nu putem, nu, nu-i despre mine vorba acum. Și aproape că nu mai ajunge să mai facem nimic poruncile lui Hristos, sau chiar să ne dezamăgim, să ne dezabodăm, să zicem, nu mai pot să fac nimic, ce vrea Dumnezeu de la mine? Ajungem exact ca cel cu un talent care și-a blocat oameni pământ și nu mai nimic. Dumnezeu știa că se pune un astru care cere să ia de unde n-a secerat, de unde n-a aventurat și eu nu pot să fac nimic. Gata, m-am să fac. Știți? Asta e din cauza că mi se pare că Dumnezeu e foarte astru, cere foarte mult de la noi. Acesta poate fi unul dintre marile pericole ale maximalismului pe care noi vrem să ne asumăm crucea lui Hristos, să facem porunca lui până la capăt. Nu, să începem cu mai puțin. Dar să-l facem constant, constant. Puținul acela pe care îți strigă și conștiința. Gândiți-vă la săracul Lazar și bogatul milostiv. Un om auzit ce diferență totală. Un om trecea strălucit în fiecare zi. Nu o dată pe lună, în fiecare zi trecea strălucit. Oameni buni care veneau, intrau pe partea lui, urcau, îmbrăcat în vizon. Și om bogat, chema toată în porfiră și vizon, adică ca un împărat. Și chema toată protimentarea orașului acolo. Și de rușinea ălorlalți, auziți până unde merge Hristos, și de rușinea ălorlalți. Zice, și era un sărac la uși, care nu avea, nu era dintre săraci, de râdă și se ridică piciorul acolo, n-am picior, de iar, de fapt. Sau care, cum zicea părintele ăsta, ne-a blocat la țiganul tânăr să nu-i dai, să muncească. Și nu eram între cei care nu vreau să muncească, nu eram cei care se prefăceau, nu eram. Și era un om care chiar era bolnav, zice, atât de bolnav, încât nici să dea la o parte câinii care vreau să-i vindă rănile, ci el mă nădăjduia, deci nu era între ea limbus care trebuie să tream, să-ți meargă rău, să nu știu ce. Nu făcea așa ceva. Ci era între cei care, zice, nădăjduia măcar la filmăturile care cadă la masă. Și nu zicea nimic, dați seama ce. Și măcar de rușinea ălora care aveau de ziua îmbrăcați frumos cu caleștile, să fi zis, hai mă să-i dăm ceva, să-l ducem undeva de aici. Nu. Luni și luni, ani și ani, l-a văzut omul acolo, cu câinii care îi ligeau rănile și probabil că i-au spus în mâna asta, nu-i de nimic să nu faci ceva cu asta. Și nu s-a împlintit inima lui. Înțelegeți ce maximal, adică ce diferență, ce minim de fapt ce lui Dumnezeu. Minim, măi. Și totuși, nimic nu s-a împlintit în tine. Eu cred că mult mai înțelept este să luăm de la acest minim, să începem să facem puțin, dar constant și consecvent. Nedistrugându-ne lumea noastră și viața noastră, că nu suntem în stare să facem nici bine la mic dacă ne distrugem puținul bine în care puțini oameni cu care mai colaborăm, puțini oameni, puțină grădină în care locuim, edenică, în care ne facem noi acolo. Un pătuț, o nu știu ce, ceva acolo să ai unde să te retragi, să zici, să mă mai liniștesc puțin că nebunesc. Deci nu e cazul să-ți distrugi dacă o ai cât de cât minimă. Nu cumva să-ți distrugi. Nu cumva să te apuci tu în numele lui Hristos și a poruncilor lui, să faci praf și pulbere din toată liniștea ta, să te bagi în tot felul de nebunii, de proiecte, de greutăți peste măsură, după care să aștepți să coboare cu râzobul din cer, peste timp. Eu cred că aceasta e... Despre aceștia, zic părinții, că sunt cei lacuri de bine și lacuri de milă, că dacă ar avea bogățiile Nilului, le-ar da într-o noapte și rămâne săraci. Adică nu au o rânduială. Asta e și o mândrie. Și o mândrie și o părere de sine. Cred că la aceasta, și la aceasta se referă Dumnezeu atunci când spune, iar tu când mergi la o masă, nu te pune în frunte, ci pune-te la coadă. Că dacă vine stăpânul și zice, dă-te, te rog, aveți ceva important să-l punem, te pune-te la coadă. Și te pune-te la coadă. Începe cu mai puțin. Nu te socoti tu așa de valoros și de important să faci lucruri mari și să-L ispitești pe Dumnezeu. Știți povestea aceea? Am citit această poveste în Patericul scos de domnul Sorin Mitrescu, folosindu-se de anumite întâmplări pe care le-au recuperat și din patericurile vechi etiopiene și din cele siriene. Și una dintre întâmplări se spune că un om se ruga neîncetat, un pusnic, Doamne, dă-mi să am mila, blândețea lui Moise, mila lui David, răbdarea lui Iov, și multe alte cele.
Păi mari, mari, mari. Și Îngerul i-a zis, ești sigur? Da, sunt sigur, vrei? Dar tu știi, ca și mi-a spus, tu știi ce greu se dobândesc ăștia? Să nu coboară cu zobul din cer. Ăstea se dobândesc în strădanie, împreună cu Dumnezeu, cu lucrare și a omului. Numai că Dumnezeu îți transmite așa și da, tu ești sfânt, curat, pur. Și se, e împreună lucrarea omului cu Dumnezeu, la mântuirea noastră, noi lucrăm împreună cu Dumnezeu la mântuirea noastră și la lucrarea vieții noastre interioare. Nu e așa, nu se întâmplă numai din partea Dumnezeu. În orice relație de dragoste, relație între doi, nu există maumia și ăla nu face nimic. Atunci nu mai e relație de dragoste. Și a zis, da, vreau. Și au venit peste încercări, au venit peste ispite, peste care nu a putut trece. Și a ajuns călău, călău, el, marele pusnic, a ajuns călău într-un oraș și multe grozăvii. Și toate pentru că a cerut și a dorit mai mult decât putea. Mai mult a căutat cu obstinație lucruri care îl depășeau peste măsură. Îl depășeau. Mai bine să uită la mai puțin, să fie mai smerit, să cere mai puțin. Căutând cele mici, Dumnezeu îți va da începe cu cele mari. Nu am avut greșeala aceasta și acum îi mulțumesc Dumnezeu că nu mi-a dat. Îi ceream lucruri mari, prostii. Doamne, bine că nu mi-ai dat. Bine că nu m-ai încercat. O singură dată mi-a îngăduit și de atunci o singură dată mi-a îngăduit când am zis, Doamne, vreau să mă lupt și eu cu demonii. Doamne, ce prăzădie. Și a îngăduit Dumnezeu puțin, puțin și de atunci încă n-a trecut rana acelei întâlniri cu demonii. Încă n-a trecut. Și a zis, Doamne, de ce m-ai lăsat? Acum e orice pe Dumnezeu, dar de ce m-ai lăsat? Dar tu nu știai înfrântirea ta. Nu, o prostie. Ca și un părinte care se spune că își vedea un tot timpul punându-și placa dentară seara în cameră și el zicea nepoțelul, zicea, Doamne, dă să fac și eu bine asta, că face un lucru. Adică e aceeași prostie. Da, aceeași prostie grozavă. Așa ceream și eu. Și Doamne, tu nu știai că eram ca și copilul ăla atunci. De ce ai făcut? De ce ai îngăduit? Nu are rost să povestesc mai multe, dar slavă ție, Doamne, că nu ne-a spus toate prostiile. Slavă ție că nu ne-a spus prostiile care par bune și mari și care par legate de evlavie și par... Știți că atunci când cele dăm zmerenie, Doamne, și ce nu dăm multe zmerenie? Ați văzut ce a venit peste voi după aceea? Asta, Doamne, dacă am cerut mai multe zmerenie, atunci au venit mândrii peste mine de m-am mândrit ca niciodată. Pentru că măzmerenia se dobândește în luptă. Numai puțin a îngăduit Dumnezeu, puțin acea luptă. Pentru că împreună cu Dumnezeu trebuia să porți acea luptă, să dobândești smerenia. Ori tu în primele lovituri, primele mici examene, ai căzut cu prior din start, așa și zic, Doamne, de ce v-a ajuns și în asta? Numai patru. Da, păi n-ai ce lucru, mă, frate. Nu mai e bine să rămâi la nebuna lui Dumnezeu, ci să faci cât îți îngăduie El, la măsurile, nu? Se spune despre cel care l-a luat pe cel din Samainianul, care l-a luat pe omul acela văzut între tâlhari. A trecut pe acolo, l-a văzut, era singur, nu mai era nimeni. El nu era singur care putea să-l ajute, l-a ajutat. L-a luat, l-a dus la o casă de aspect, s-au pătit ceva și a plecat. Nu zice, a rămas alături de el toată viața. Nu zice, i-a dat jumătate din avuția sa. Nu zice, nu zice multe. Nu, și după aceea Samarineanul s-a gândit să facă o casă de oaspeți personală și un serviciu de asistență socială în toată zona. Deci Dumnezeu cere minimal, nu mai puțin. A, mare lucru cei care fac mai mult. Mare lucru. Dar să nu-ți iei tu de unul singur după capul tău, dacă nu-ți va îngădui Dumnezeu. Pentru că s-ar putea să ajungi să faci lucruri mai grave decât dacă făceai puținul acela. S-ar putea să ispitești pe Dumnezeu, s-ar putea să te hame lucruri peste măsură de grele și să sfârșești într-un dezastru, în revoltă, în împotrivire, în oboseală, în lucruri grele. Și cine te-a pus? De ce te-ai băgat peste puterile tale? Cine să-l ține în gârca asta? De aceea este o mare greșeală să privești crucea așa. Acum cred că mă lungesc și cred că e foarte târziu. Pare că timp. Da. Nu mai avem timp pentru întrebări puțin și atunci o să vă spun totuși care este crucea. Ca să nu vă las tot așa apofat cu acesta. Crucea este ceea ce ne spune Mântuitorul cu câteva versete mai înainte. Zice așa. Cel ce voiește să vină după mine, să se repede de sine, să-și ia crucea sa, să mă urmeze mie,
Ca cine va voi să judecă Sfântul Său și va pierde, cine își va pierde Sfântul Său pentru mine și pentru Evanghelia celor la mântuire, că ce folosește omului de va dobândi lumea toată, iar pe sine se va pierde sau se va păgubi? Și acum spune exact ce este crucea. Minimal, auziți un minimal cu Dumnezeu. Că oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în fața acestui neam păcătos și răsturnat, de acesta și Fiul omului se va rușina când va veni într-o slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Nu vorbește nici de mărturisire publică, să te duci să spui peste tot. Nu vorbește să nu te rușinezi de Dumnezeu. Să nu te rușinezi. Ar trebui să vorbim mai mult și să vă spun de ce. Oricum, de ce e acesta răspunsul? Nu avem timp acum. Credeți-vă pe Cuvânt și credeți-vă pe Hristos Dumnezeu, care, de fapt, a continuat Cuvântul cu acesta, care, de fapt, ne cere să nu ne rușinăm de El. Atât de puțin, să nu te rușinezi de El. Și știți că aici suntem, și aceasta este și o cruce pe care este facultativă. O să o iei, o să nu o iei. Nu te obligă nimeni să o iei niciodată. Poți să te lebezi de El, poți să te prefaci că nu-L cunoști, poți să spui că nu crezi, poți să spui când îți vorbește lumea de rău de preoți și de biserică, să zici, da, am dreptate, și să nu zici nimic. Sau să zici că sunt de acord cu voi sau să nu zici nimic. Poate unor e mai bine să nu zici nimic, să pleci de acolo, decât să zici, să zâmbești și tu complice, să zici așa, așa. Se pare că această rușinare de Dumnezeu este dureroasă, este o rană de netămăduit a sufletului. Este ceva execrat, cum a zis Iorga. Iorga a zis, nu cunosc un om mai de nimic și mai delepădat decât acela care a iubit vreodată pe cineva, cu tot sufletul și-a declarat-o, și pe aceea s-a lepădat să nu a zis nimic când era vorbit de rău acel om. S-a lepădat de acela, sau l-a vorbit de rău, sau n-a zis nimic. Nu cunosc un om mai de nimic, zice, și mai delepădat, decât unul care s-a declarat iubire și toate celelalte, și când ești vorbit de rău, sau chiar El te vorbește de rău, sau când ești vorbit de rău, e de acord cu aceea sau tace complice. Asta la oameni, dar la Dumnezeu. Dacă între doi oameni care s-au iubit și s-au declarat dragoste, asta este o durere nespusă, ca celălalt să se dezică de tine, să tacă complice. Știți că pentru doi oameni care se iubesc, a vorbit de rău pe celălalt e mai dureros decât a vorbit de tine. Nu știu dacă știți asta, ați văzut asta. Asta e unul dintre barometrele care dovedesc că e dragoste pentru cei doi. Dacă te doare mai tare că se vorbește de rău celălalt decât dacă se vorbește de rău de tine. Prefer să se vorbească de rău de tine decât să se vorbească de celălalt. Asta e un... Dacă este în inima ta așa ceva, înseamnă că este o sumbră de dragoste pentru cei doi. Asta e una dintre cele mai mari dureri pe care le am atunci când tinerii, după ce se căsătoresc, la început vorbesc cu dragul despre celălalt, tot ce are celălalt e și al lui, tot ce are el e și al ei. Și după aceea, după un timp, ea este așa, ea nu știu cum, el este așa, el nu știu cum. Dacă alții vorbesc de rău de el sau de ea, ei n-au nimic împotrivă, chiar argumentează că așa e, că e rău de ceasă. Mi se pare exact greșeală, că cred că aceeași durere a avut-o Dumnezeu în momentul în care a întrebat ce ai făcut, Adam? Și el a zis, Eva, pe care tu mi-ai dat-o. Eva, despre care spuneai, iată o din oasele mele, care din care am mea aceasta, din femeie, a devenit proroc brusc. Știți că toți bărbați devin poeți și proroci când îi vezi. Și Adam, el este începătorul nostru, a devenit proroc. Iată o din oasele mele și a ținut un discurs acolo. Și după aia, tu, omule, care iubeai și care spuneai că ea e oglindă, oglinda ta, ești altă regă, este. Ai ajuns să zici, păi iată, ai mai dat-o, că până la urmă tu ești de bine și ea. Că dacă n-ar fi voi doi, nu era nimic. Asta mi-a trebuit cel mai mare dureri. Și de fapt, atunci când te dezici de Dumnezeu, sau nu că te dezici, te rușinezi de El, și Mântuitorul spune în fața acestui neam păcătoș și desfrânat, tot Cazanțachis spunea, uitați-vă în jur, în 50 de ani, niciunul dintre oamenii aceștia, decât curare, except și nu vor mai fi. Nici unul, înțelegeți, dintre noi. În 50 de ani, cam toți suntem cu pământ în gură. Păi și tu de oamenii aceștia te rușinezi, înțelegeți ce absurd. Nu te rușinezi de Dumnezeu care este veșnic,
cu a cărui legătură cu care tu vei fi pentru totdeauna din fața căreia tu nu vei putea pleca niciodată să te ascunzi pe undeva, de care ai nevoie absolută, substanțială, ființială. Nu te rușinezi de El și te rușinezi de acest neam păcătoși de sunat care suntem noi, toți, care acum te vorbesc de bine, mâine te vorbesc de rău, acum te laudă, mâine te vorbesc pe la spate, de alăștia te rușinezi tu. În ei îi spui tu nădejdea, ne spune Dumnezeu. Și așa este. Cum am ajuns noi să iubim mai mult slava Lui decât slava Lui Dumnezeu? Cum am ajuns noi să ne rușinăm de Dumnezeu în fața unor oameni, pentru toți și nu cum suntem și noi? Dacă priviți așa, ne crapă o praf de rușine, pur și simplu. Ne crapă o praf de rușine. Cum am ajuns noi, Domnule? Nu mă rușinez eu de... Mă rușinez de Dumnezeu. El nu se rușinea să numească pe sine Fiul omului. Știți cum este că s-a făcut El om? Păi noi dacă am devenit vaca Domnului, să zicem, în galia care este la soare acum. Eu să devin vaca Domnului, eu să fiu acolo, în țărână, pe sugles, pe nu știu ce. Ar fi o rușine, așa ceva. Păi, coborârea Dumnezeului, la măsura și întruparea Lui, e mai mult decât am devenit noi vaca Domnului. Este infinit mai mult. Și El nu se rușinea să numească pe El Fiul omului. Dacă Fiul omului, auziți, se numește pe El Fiul omului. Nu se rușinea. El care... E ca și cum tu ai merge într-un ținut al primeilor, care umblă dezbrăcat și treacă săgețile printre ramuri, și după aia zici, prin crese, zici, eu pigmeul. Și tot vă zici, nu? Asta ce face? Nu se rușinează să se numească așa? Nu. Noi ne-am rușinat și de primei. Și Hristos nu s-a rușinat să nască Fiul omului, care erau niște păcătoși, răsfânați oamenii. Asta suntem noi. Și noi ne rușinăm de El și nu-i întâmplători de Fiul omului, de se va rușina de Fiul omului. Adică eu nu mă rușinez de voi și vă rușinați voi de mine. Asta e crucea. Asta e minimalul pe care cere Dumnezeu. Minimalul. Auziți. O să-l iei, o să nu iei. E personală crucea. Tu ai întâmplările tale personale, oamenii tăi cu care te întâlnești, sunt relațiile tale personale, acolo vei da seama de aceste întâlniri. Asta nu înseamnă că trebuie să sari ca și o părit la orice cuvânt, trebuie să te rupți cu toți care au o părere adversă. Nu. Să nu te rușinezi. Atât. Nu te rușinezi. Și despre asta trebuie să mai vorbim, dar nu o să mai întâlnim acum, să dăm timp. Câte rău, puține întrebări. Mulțumesc.